filma. Dar de ce să nu filmezi? Uite că bicicleta ta e picată de la valea asta mare. Dar îmi repar frâna. S-o rup și frâna. Am urâs mai înainte pe boșei. De aceea ne dăm pe lângă bicicleta ca să nu mai chezi. Ha! Mergem, dar nu te mai știi pe dânsa. Știi mașina aia care am avut-o? Care da. Eu avem. Știi pe el bățul care am avut-o? Da. Aia i-am dat-o în moșnea goastră. Nu, sper că nu. Well, ha. Gata. Dar mai dai mai altă? Da. Aia acuș. E cornă. Dar e împachetat și... Am mai mergem acasă, nu? Da. Ți-am luat și corn și mai vrei. Bun, așa. Zii te numele, n-ai zis tu că te cheamă Rafael GT5? Nu e Edi GT5 Rafa. Să-l ducem pe Edward acasă. Du-și adu un clește, Edi. Da. Bun, acum să vă explic cu puțin ce s-a întâmplat. Eram cu Edoar și ne-am dat în vale aia și n-a putut să țină prea vidicoare și apucat. Aș fi putut să filmez exact când el plângea și curgea și sânge din nas. Dar n-am făcut-o, l-am pus, am așteptat să-l calmez, l-am stiers frumos, tot. Și am așteptat să se mai liniștească și după aia am filmat. Că după aia era destul de amuzant Eduard și vreau să profit de acest lucru că s-a lovit cineva. Nu e adevărat, eu chiar l-am ajutat pe Eduard, adică am așteptat să calmez și după aia de pe am filmat. Înainte să închid acest episod, v-aș ruga să nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă mai vreți daily vloguri, să dați un share pe Facebook și să vă abonați dacă încă nu ați făcut-o. Până data viitoare, nu mai bine, pa, pa! I'm bad New Delhi. Ooh, oh, why always me? Ooh, oh, like I'm bad New Delhi. Delhi.